În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înalt preasfinția voastră, preacucernice Părinte Protopop, preacucernici părinți, drept măritor creștini. Astăzi se încheie sărbătoarea schimbării la față, încheiere pe care Biserica o numește Odovanie, și începe prăznuirea unei alte mari sărbători, cele mai mari sărbători închinate Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului. De la Maica Domnului învățăm întotdeauna și mai ales de la această sărbătoare a adormirii ei, că moartea nu este o plată a păcatului, ci este poartă către cer. Întotdeauna Maica Domnului este cea care ne face să ne simțim cel mai aproape de Fiul ei, Împăratul Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă la sărbătoarea schimbării la față, Mântuitorul Hristos ne-a arătat puțin malul celălalt, arhetipul nostru la care putem ajunge, chipul lui din el, ne-a arătat demnitatea noastră de chip al lui Dumnezeu, nu o demnitate umilă, ci foarte valoroasă, ne-a demonstrat în continuare că nu trebuie să rămânem încremeniți pe colinele și pe colibele taborului nostru mental, ci trebuie să coborâm din imaginația noastră în realitatea concretă în care trăim și să încercăm să devenim ceea ce El își dorește cel mai mult, și anume misionari a Evangheliei. De aceea și Biserica a rânduit ca pericopa evanghelică pe care astăzi am citit-o să fie referitoare la vindecarea fiului lunatic. Această minune s-a produs imediat după ce Hristos a coborât de pe tabor și s-a întâlnit cu un fiu care suferea de foarte mult timp de o boală gravă, cu tatăl său disperat și cu ucenicii Mântuitorului neputincioși în a-l vindeca. Prima afirmația Mântuitorului, ați auzit-o cu toții: o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda. Haideți să ne imaginăm continuarea dialogului. Imaginația, dacă gravitează în sfera adevărului revelat, nu e un păcat. Cum ar fi continuat acest dialog, imaginându-ne că acolo ar fi fost și farisei, și saduchei, și bătrânii ai templului, și multă lume, și ucenicii? Până când vă voi răbda pe voi? Până când voi fi cu voi? Dar de când ești cu noi? De când sunt cu voi? De la începutul istoriei voastre. Întotdeauna am fost cu voi și nu m-ați ascultat și nu m-am potriva mea ați făcut și ați omorât o mulțime de profeți, culminând cu Ioan Botezătorul. Și ori de câte ori am încercat să vă aduc pe calea cea dreaptă, nu m-ați ascultat. Până când voi fi cu voi, până când vă veți da sufletul, moment din care nu voi mai putea face nimic pentru voi. Acesta este un posibil răspuns pe care Hristos l-ar fi putut da la această întrebare retorică a sa: până când vă voi răbda, până când voi fi cu voi. Prezența lui Dumnezeu în viața omului este permanentă, dar omul trebuie să înțeleagă că Dumnezeu trebuie să ocupe locul întâi în topul priorităților vieții omului. Dumnezeu nu trebuie să rămână pe ultimul loc, nu trebuie tratat ca o ultimă soluție, ci ca o primă soluție. Dumnezeu nu este un extinctor la care omul trebuie să ajungă doar când ia foc ceva în viața lui. Dumnezeu trebuie să fie prima opțiune a omului. Prima și cea supremă și absolută, după care vin toate celelalte. Ați văzut că i-a adresat Mântuitorul Hristos tatălui copilului o întrebare care, după unii cercetători și exegeți, ar fi o întrebare de umblutură, inutilă. De cât timp suferă copilul? Ce rost mai avea întrebarea asta? Întrebare caracter pedagogic. Hristos întotdeauna induce pedagogia sa prin certare, prin mustrare. Și îl întreabă de cât timp suferă, ca tatăl să conștientizeze că Mântuitorul nu este un simplu magician
care vine în viața omului sporadic, rezolvă cazuri și pleacă. Omul trebuie să vină la Dumnezeu, rețineți ideea asta, nu pentru necazuri. Vii cu un necaz, ți-l rezolvă, după care pleci. Omul trebuie să vină la Dumnezeu, în primul rând, pentru viața și pentru veșnicia lui, nu pentru necazurile lui. Și omul trebuie să înțeleagă că pedagogia aceasta a lui Dumnezeu se răsfrânge în viața lui și Dumnezeu trebuie să fie tot timpul pe primul loc, nu pe ultimul loc. De cât timp suferă? O întrebare prin care omul conștientizează vulnerabilitatea sa în raport cu timpul. În al doilea rând, omul să înțeleagă că Hristos a conștientizat vechimea bolii și nu puteau veni fariseii să spună că acel copil n-a fost bolnav. Era bolnav de foarte mult timp, din copilărie. Ca omul să conștientizeze că Dumnezeu este principalul element al vieții sale, piatra din capul unghiului, mai precis, nu un element, ci piatra din capul unghiului, fără de care nu poate sta nimic în echilibru și în existență, și fără de care omul nu poate trăi, nu poate viețui. De la el îți primește ființarea. Acest soi de demon, spune Mântuitorul, nu poate fi scos decât cu rugăciune și cu post. Ce înseamnă această precizare? Înseamnă că credința omului nu trebuie să fie o credință oarbă, simplistă și ambiguă, ci trebuie să fie o credință recomandată de faptele credinței. Faptele credinței sunt recomandate de Evanghelie. Dacă vrei să fii credincios, faci ce spune Evanghelia, nu ce spune creierul tău că ar trebui să faci. Iar două dintre faptele pe care credința le recomandă sunt rugăciunea și postul. Deci e vorba de pericolul teoretizării credinței în viața omului. Gândiți-vă câți dintre noi nu spunem că avem credința noastră. Eu am credința mea. Știu eu ce trebuie să fac. Nu trebuie să îmi spună biserica și preotul. Sunt destul de inteligent, de moral și de etic ca să știu ce e bine și ce e rău în viață. Nu trebuie să îmi spună nimeni. Acest lucru e complet fals. Aș putea o numi un fel de tendință a omului de a deveni autocefal. Face după capul lui. Numai biserica e autocefală. Omul niciodată nu poate fi autocefal. Deci, credința recomandă faptele. Nu creierul și rațiunea omului. Ca omul să înțeleagă foarte clar. Deci rugăciunea și postul. Rugăciunea pe care noi o facem în acest moment este o rugăciune rituală, o rugăciune liturgică în comun. Rugăciune suspectată de către unii intelectuali a fi o rugăciune superficială și mecanică și a fi depășită în importanță de rugăciunea spontană, particulară, intimă. Nu e așa. E fals. Rugăciunea aceasta în liturghie, în care suntem cu toții acum, gândiți-vă să fim onești să recunoaștem că ea nu este altceva decât o sumă a unor experiențe personale, spontane și intime. Ea nu este decât sublimul rugăciunii particulare, care te face să conștientizezi că tot efortul și toată năzuința ta este în perfect acord cu năzuința și efortul bisericii. Nu facem după capul nostru, ci facem după ceea ce Hristos și Evanghelia ne spune că trebuie să facem. De aceea, rugăciunea rituală, liturgică, în comun, cum este aceasta, depășește în importanță rugăciunea particulară, spontană și intimă. Exact cum este în dependență vița de butucul viței, mlădița de butucul viței, așa este în dependență rugăciunea particulară de rugăciunea liturgică în comun. Gândiți-vă că ucenicii Mântuitorului s-au confruntat cu un eșec rușinos. Au falimentat. Ce să înțelegem? Să nu îi imităm în sensul în care nu suntem dispuși să recunoaștem atunci când suferim un eșec.
Ce trebuie să faci? Care e primul pas ca să poți evita falimentul în care de multe ori ajungi să cazi în viață? Pentru că mulți dintre noi falimentăm de multe ori. În primul rând trebuie să recunoști falimentul. Să recunoști că ești în faliment. Să recunoști că ai greșit și că nu mai ai nicio șansă decât la Dumnezeu. Mândria de multe ori nu te lasă să recunoști. Ori de câte ori te întrebi, să primești soluțiile de la o persoană și o autoritate de deasupra ta, nu de la propria ta rațiune. Pentru că părerile personale nu sunt răspunsuri, nu sunt soluții, sunt mândrie. E foarte mare diferență între a avea credință și a avea și încredere în credința pe care o ai, adică în Hristos. Între încredere și credință, diferența este doar de o nuanță, doar de un semiton. Steinhardt, Nicolae Steinhardt spunea că deviza completă a creștinului trebuie să fie cred în Hristos și am și încredere în El. Nu doar cred declarativ, după care îl părăsesc, ci întotdeauna trebuie să însoțesc fapta cu credința. Noi trăim în timpuri și în vremuri în care suntem forțați să luptăm, dacă suntem creștini adevărați, într-o luptă extrem de inegală, în care valorile adevărate ale acestei lumi sunt pervertite. Sărbătorile închinate Maicii Domnului ne pun în vedere și în atenție tocmai aceste valori ale omului. Pacea, respectul față de celălalt. Niciun om nu poate rodi singur în viață dacă nu respectă pe celălalt. Și discernământul binelui și răului, unde omul veșnic este deficitar. Nu se poate ocupa cu acest capitol, o știm din Rai, când Dumnezeu i-a indicat să nu se ocupe de acest capitol al discernământului binelui și răului, pentru că nu îl poate stăpâni. Omul n-a ascultat și o dovedește foarte bine de mii de ani cât de mult este în stare să discearnă binele de rău. Veșnic deficitar. Deci să nu căutăm valorile acestei lumi în oglinda pseudo-valorilor pe care ne le oferă viața. Pentru că există valori care transcend realitatea. Valori morale și spirituale mai presus de noi. Pe acelea trebuie să le avem permanent în vedere. Fără ele, fără Hristos și fără Maica Sa, nu vom putea răzbate în viață. Vom putea cel mult să ne descurcăm, dar nu să răzbatem. Între a te descurca și a răzbate este o mare diferență. Dumnezeu își dorește să fim răzbătători, adică să fim soldați al Împăratului Hristos într-un război nevăzut cu păcatul. Dacă ești soldat, misiunea ta este lupta. Victoria este problema generalului. Problema soldaților este lupta, care trebuie să fie în permanentă ascultare față de stăpânul și de generalul lor. Oricât de profesionist ar fi un soldat, dacă nu e ascultare față de general, degeaba e profesionist. Rețineți, vă rog, că Maica Domnului, împreună cu Fiul Său Hristos, este cea care ne dă în permanență posibilitatea de a ne simți în cea mai frumoasă și mai sublimă intimitate cu Dumnezeu. Să-L rugăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și pe Maica Domnului să ne dea puterea să fim creștini și de vreme rea, nu doar de vreme bună. Amin.